Demarării acestui proiect aparține primarului municipiului Craiova, doamna Luza Vasilescu. Noi cei de la Clubul Universitatea, Clubul Sportiv Universitatea Craiova, de drepturi, am fost onorați că doamna primar a dorit să implementeze acest proiect împreună cu noi, cei de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova. De fapt, cine este implicat în acest proiect? În acest proiect este implicată Primăria Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comunitatea din Craiova, este implicat Clubul Sportiv Universitatea Craiova, club de drept, club public, club care aparține de Ministerul Educației și care este în directa subordonare a Departamentului General de Învățământ Superior din cadrul Ministerului Susamentului. Este clubul mamă. Clubul care a fost înființat în 1948, apropo, în acest an facem 65 ani de existență, și care are în componență 15 secții. Noi extindem parteneriatul, asocierea pe care o avem cu primăria, de la handbal, basket și volei și la fotbal. Și o societate comercială care se numește Clubul Sportiv Craiova și pe care se va desfășura activitatea sportivă, de unde se vor plăti sportivii, de unde se vor plăti cheltuielile necesare desfășurării activității, pentru că nici noi, Clubul Sportiv Universitatea Craiova, nici primăria din Craiova nu își permite să susțină activitatea atât de costisitoare a unui club de fotbal. Doamna primar a luat această decizie de a accesa locul oferit de către biroul executiv al Federației Române de Fotbal în ceasul al 13-lea. Noi, cei de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, încă de acum 8 luni, din momentul în care am obținut aprobarea Ministerului Educației pentru reînființarea secției de fotbal în cadrul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, am informat-o și i-am cerut să vină alături de noi. Dânsa, pe care eu o consider o femeie de onoare, mi-a transmis clar că viziunea dânsei este alta și că prima opțiune o are un alt proiect. Am respectat punctul dânsei de vedere și i-am spus doar să nu uite că noi suntem o variantă. Varianta care, iată, a fost luată în considerare. De ce? Dumneavoastră știți foarte bine de ce. Știți că motivele pentru care dânsa în ceasul al 13-lea a venit alături de noi a fost faptul că nu a găsit în acest moment certitudinea, siguranța că echipa de fotbal, indiferent care își va desfășura activitatea în Craiova în următoarea perioadă. De aceea suntem aici. Obiectivul nostru este să facem performanță, obiectivul nostru este să intrăm în prima divizie, pentru că acest oraș are și merită o echipă în prima divizie. Vreau să vă anunț că bugetul acestei echipe, care a fost anunțat în primă instanță de 1.500.000 de euro, am fost mandatat să vă anunț, el este de 2 milioane de euro. Este de 2 milioane de euro și sunt mandatat să vă spun că acești bani vor fi dați, nu sunt numai promisiune. Totodată vreau să vă anunț, înainte de a da cuvântul staffului tehnic și jucătorilor, că am intrat în acest proiect cu dragă inimă, cred în el și vă rog să credeți și dumneavoastră. Totodată, vă spun că am fost mandatat de către Consiliul de Administrație să mă ocup cu preponderență de latura administrativă, de latura organizatorică a acestui club, nu este un lucru ușor. Pornim de la zero.
Și ne bazăm pe dumneavoastră să fiți alături de noi. Da, sunt sigur că va fi o perioadă foarte grea. Sunt sigur că vor fi sincope de comunicare. Vreau să vă rog să aveți înțelegere pentru noi, pentru a implementa un proiect curat, clar, de la zero în Craiova. Vrem să fim altceva decât este în momentul actual în alte părți. De latura sportivă a clubului nostru se vor ocupa tehnicienii noștri. Se vor ocupa antrenorii, directorul sportiv. Tot în această perioadă, alături de noi este domnul Ioan Codoban, căruia noi îi mulțumim pentru efortul și pentru ajutorul pe care îl dă în aceste momente. Vă mulțumesc și o să dau cuvântul antrenorului echipei, domnul Eric Dincaș, pentru a vă da informațiile necesare dumneavoastră și necesare informării celor care iubesc echipa Universitatea Craiova. Antrenor cu portari va fi Nedu Iulian, iar preparator fizic va fi Cornel Lejean. Deci, acesta este staful cu care eu voi lucra pentru a îndeplini obiectivul acestei echipe, care este unul singur, promovarea la Liga 1. Craiova merită o echipă la Liga 1 și eu îmi doresc și sunt aproape sigur că voi reuși să îndeplinesc acest obiectiv. Acum, noi stăm la dispoziția dumneavoastră să ne puneți întrebări. 0. În momentul prezentării acestui proiect și mi s-a prezentat acest proiect, nu am ezitat deloc să fac parte din el. Siguranță știți că am jucat pentru Craiova și ca jucător, punctul cel mai înalt e atunci când joci la echipa națională. Eu am reușit să ajung la echipa națională din postura jucătorului Universității Craiova. Și asta, cu asta mă mândresc. Vreau să ajut. Am renunțat la cariera de jucător doar pentru a fi alături de acest proiect. Sunt sigur că acest proiect este plătit pe o bază solidă. Vrem să construim o piramidă cu o bază foarte, foarte solidă. Noi, fiind ambele, suntem mai încumpătați. Sper să facem o simbioză perfectă între Ardeleni și Olteni și să ajungem exact unde ne dorim cu toți, în divizia. Eu aș vrea numai să vă spun că, din câte știu, fiecare a primit programul echipei, nu? Și atunci nu știu dacă mai are rost să vi-l repet. Oricum, săptămâna care urmează vom avea două jocuri amicale, după care se va pleca în cantonamentul din Serbia. De data de 5 august ne vom reuni aici, la Craiova, și vom continua perioada de pregătire până la începerea campionatului. Unde se vor desfășura cele două jocuri? La București sau Craiova? La București. Noi, după cum știți, suntem în cantonament, la Mogoșoaia, unde vom sta împreună cu jucătorii până pe data de 20, când vom pleca spre Severin, iar apoi ziua următoare în Serbia. Unde? În Serbia? Slaticul, da, Slaticul. Acestea au fost informațiile pe care vi le-am dat din partea atacului. O să dau cuvântul lui Belkovici. Da, ce să vă, eu mă bucur că am revenit acasă. Mă bucur destul de mult să fac parte din acest proiect. Fac parte din acest proiect deoarece... Deci, cum vă spuneam, mă bucur că fac parte din acest proiect. Am ales să fac parte din acest proiect deoarece sunt și eu oltean. Și nu în ultimul rând, pentru că eu nu cred în acest proiect, sunt de vorbă
domnul Badea, văzând cine o să facă parte din acest proiect, mă refer aici la banca tehnică și sper să facem o treabă cât mai bună împreună. Sper ca la anul, în această vreme, la anul să ne bucurăm cu toții, să reușesc încă o dată să promovez cu echipa Craiului. Da. În lotul nostru care este la Mogoșoaia, mai sunt 20-21 de fotbaliști, cu care, zic eu, am discutat, i-am înțeles de multe puncte de vedere, dar care eu aș vrea să-i prezint oficial pe data de 16 august, când va fi prezentarea echipei aici, la Craiova. Dar sunt și numai cunoscute dintre ei? În presă s-au vehiculat mulțime de nume. Acum fiecare ce înțelege cu nume cunoscute. Unii poate își doresc jucători de Liga 1, de cupele europene, dar noi să nu uităm că pornim un proiect care pleacă de la Liga a 2. Meciurile amicale se vor juca cu porțile închise? Asta urmează să decidem zilele următoare, dar cred că unul dintre jocuri va fi și pentru public. Acesta este noi informația creare? Nu. La această întrebare poate să vă răspund, nu știu, nu cunosc, poate să vă răspundă domnul Badea mai exact. Erico, obiectivul clar este promovarea pentru tine și pentru statul tău? Exact. Păi, despre ce vorbim? Ați auzit și bugetul echipei, cred eu că voi reuși să aduc fotbaliști cu care se pot îndeplini obiectiv. Dar de ce atâta se grec cu jucătorii? Nu au semnat încă spre contracte sau care este lucrul? Vor să... Nu, dar nu mi se pare normal. La fotbal, mai ales această echipă, pornind acum la drum, sunt jucători, poate, care se vor integra, care nu, și atunci nu e normal să enumăr aici niște nume de jucători care, poate, la un moment dat, nu se vor mai găsi la prezentarea oficial. Da, da, suporteri, cred că ar vrea să știe ce jucători, chiar dacă îi aveți doar în probe. Da, din punctul dumneavoastră de vedere, poate e ok, dar nu cred că suporteri... Ok, dar cu siguranță la prezentarea oficială... Dar credeți că vă ajută această lipsă de transparență în perioada? Dar nu știu neapărat. Dacă îmi permiteți, o să intervin un pic în discuție. Eu sunt într-o oarecare măsură vinovat pentru acest lucru. De ce? Pentru că nu mi se pare corect vis-a-vis de cei 26 sau 25 de fotbaliști care sunt acum la Mogoșoaia să vin către dumneavoastră cu o listă doar de 15 care au semnat contracte cu noi. Noi suntem o structură pe care am pornit-o acum câteva zile. Mi se pare corect ca în momentul în care facem un anunț cu lotul echipei USTA Craiova, el să fie complet, să fie cu jucători care au semnat contracte, care nu au probleme contractuale pentru a da tot de securitate. Nu este nicio transparență, ci este doar o doză de profesionalism pe care vrem să o transmitem către fanii noștri. Da, avem contracte semnate cu 15 dintre cei 26 de sportivi care sunt în momentul actual la Mogoșoaia. Totodată vă anunț că ne-am întâlnit la Mogoșoaia pentru că acolo am avut condițiile optime pentru a ne desfășura activitatea. Știți foarte bine, cei care sunteți din Craiova, și mare parte dintre voi sunteți din Craiova, că în momentul actual și stadionul Ion Oblemenco, mă refer la infrastructura dincolo de terenurile de sport, de terenurile de antrenament și terenul principal, și cantonamentul sunt la pământ. Și nu puteam să primesc echipa la Craiova neavând condițiile minime necesare pentru desfășurarea activității. De aceea ne-am întâlnit acolo. Nu din un sentiment de frică sau un alt sentiment pe care unul și altul îl interpretează așa cum dorește, nu. Ci din dorința de a da echipei condițiile necesare desfășurării unei activități performante în această perioadă. Vă rog, dacă aveți întrebări pentru jucători, pentru staful tehnic, vă rog să le puneți. Domnule Nica, când ați plecat de la Vanilar, vă ce ați...